Hura a ratat o ocazie uriașă pe final de meci, a tras peste poartă din 4 metri. Cele două echipe rămân la egalitate de puncte, 35, Pandurie pe locul 3, în timp ce dinamoviștii sunt pe 4. Tehnicianul Edi Iordănescu nu a fost foarte fericit cu un singur punct și mai ales din cauza ocaziilor ratate. Mă gândesc că ocazia lui Hora, gândesc la situația 1 contra 1 al lui Răduscu, portarul. Nu am fost inspirați, nu am avut finalitatea corectă, însă o primă repriză care am controlat-o majoritatea timpului ei. Dinamo nu mi-am amintesc să fie avut ocazii clare, au avut niște situații. Mircea Rednic, antrenorul celor de la Dinamo, s-a declarat mulțumit de punctul scos de la Târgu Jiu. Ultimele 25 de minute, câinii au jucat în 10 oameni. Ei au avut 3 zile de odihnă în fața noastră. Să țin cont că astăzi mi-au lipsit 4 jucători, care n-am putut să-i recuperăm, plus o 6 ore în autocar. Nu pot decât să fim mulțumit, ținând cont de și de Pandurii, de adversarul nostru, care e o echipă foarte bună, au demonstrat-o pe tot parcursul campionatului regulat, plus în play-off. În acest an au fost 6 meciuri cu Dinamo, iar gorjenii nu au câștigat niciunul. Nu vreau să stau să fac istoricul tuturor meciurilor. Anul trecut, cel puțin în perioada când eu am venit, au fost 3 meciuri, 3 victorii. Așa cum am spus, ne-a lipsit și șansa. Sunt antrenorul care de obicei încerc să găsesc, să identific problemele din jocul echipei și să nu mă pronunț foarte des cuvântul șansă sau ghinion. Pandurii și Dinamo sunt la 4 puncte de Steaua și la 7 de Astra, care în acest moment mai poate fi depășită doar de echipa lui Reghecamp.